Cerul ghinioanelor pentru Florin Salam nu se mai termină. Dan cu chitara de la Giurgiu, colegul de trup al regelui Manelelor de mai bine de 20 de ani, a ajuns în comă la spital. Pompierii smurd au trebuit să spargă ușa pentru a putea să ajungă la el. A lăsat o șfirmă în fața acolo. Faceți-l olos, că ăsta e rolul principal ăsta. Mai în față, mai în față, drept, drept. Fără ăsta... Dan cu chitara de la Giurgiu, colegul și bunul prieten al manelistului Florin Salam, a ajuns în comă la spital după o seară petrecută în compania manelistului și a câtorva domnișoare într-un cunoscut hotel din capitală. În aceeași seară se pare că cei doi aveau de onorat o cântare, însă chitaristul nu se simțea prea bine, așa că a decis să rămână în camera de hotel, iar Salam s-a făcut nevăzut. La scurt timp după ce toată lumea a plecat, lui Dani s-a făcut rău. A început să aibă palpitații și pulsul ridicat, iar cu ultimile puteri l-a telefonat pe alt coleg de trupă. Acesta a anunțat și smurdul, care s-a prezentat la locație și a fost nevoit să spargă ușa pentru a ajunge la chitarist. La fața locului s-a sesizat faptul că Dan făcuse un atac cerebral și a fost dus de urgență la spital. Medicii l-au internat și au încercat să-l stabilizeze, însă Dan a mai făcut un atac vascular cerebral. Acum bărbatul se află în comă, iar medicii dau 1% șanse de supraviețuire. Familia este disperată, fiica și soția sa sunt nedeslipite de la patul său și se roagă pentru o minune.